Compania chineză de tehnologie Huawei a prezentat primul smartphone din lume în forma literei Z, care se poate plia de trei ori. Lansarea a avut loc la doar câteva ore după ce principalul rival, gigantul Apple, a lansat cel mai recent model iPhone 16. Atunci când este complet desfășurat, întregul ecran ajunge până la peste 10 inci. Noul telefon Huawei, modelul Mate XT, Va fi disponibil pe piața din China de săptămâna viitoare. Până în prezent, peste 4 milioane de oameni au făcut precomenzi online. Telefonul are un preț de pornire de 2800 de dolari și devine practic cel mai scump telefon mobil din istoria companiei. Lansarea mult așteptată a avut loc la câteva ore după ce Apple a prezentat cel mai recent model dotat cu inteligență artificială, iPhone 16.